Fă-mi o povestire amuzantă despre doi porcușori de Guinea, Jimmy și Minnie. Jimmy e maro deschis cu dungi albe, Minnie e neagră cu dungi albe, care se plimbă în Hawaii, să zicem, de 10 pagini. Pe fiecare pagină scrie câte 4 fraze în engleză, dar la fiecare pagină vreau să-mi generez și o descriere detaliată pentru DALL-E, care să supanizeze într-o poză ce scrie în pagina creată, tot în engleză. Vezi să menționez la fiecare descriere că sunt porcușori de Guinea, că Jimmy e maro deschis cu dungi albe, Minnie e neagră cu dungi albe. Mamă, ce tare ăsta, cât de repede scrie povestea. Băi, frate, uite-te la DALL-E ăsta cum face pozele, băi, nene. ChatGPT, care vine de la Conversational Hierarchical Attention Transformer Generative Pre-Training, wow, cât anumele, este un model de limbaj dezvoltat de OpenAI care a fost conceput pentru a genera conversații human-like. Acest model poate fi folosit pentru a crea chatbot-uri care pot interacționa cu oamenii prin intermediul mesajelor scrise sau vorbite. DALL-E, adică Deep Learning for Language Generation, hai că ăsta măcar are un nume mai mic, este de asemenea un model de limbaj dezvoltat de OpenAI, care a fost proiectat pentru a genera imagini și text în urma primirii ca input a o descriere scrisă. Pentru a folosi ChatGPT în combinație cu DALL-E, folosiți ChatGPT pentru a genera răspunsurile la întrebările voastre prin intermediul mesajelor scrise. De exemplu, dacă utilizatorul întreabă chatbotul despre un anumit subiect, ChatGPT ar putea genera răspunsul scris în mod automat, folosind informațiile disponibile din baza sa de cunoștințe, care este actualizată până în 2021. În plus, puteți utiliza DALL-E pentru a genera imagini relevante pentru întrebarea utilizatorului, pe care chatbotul le poate trimite prin intermediul mesajelor scrise sau prin intermediul unor mesaje vocale. Acum, și ChatGPT, dar și DALL-E sunt de fapt niște API-uri sau API-uri. API înseamnă Application Programming Interface. Este important de menționat că pentru a folosi aceste modele într-un mod eficient, este necesar să aveți cunoștințe solide în domeniul inteligenței artificiale și să fiți capabil să le integrați în aplicații sau sisteme mai complexe. De asemenea, ar trebui să aveți acces la resursele necesare pentru a rula aceste modele, cum ar fi putere de calcul și baze de date operaționale, care sunt absolut necesare. Frumusețea știți care e? Site-ul OpenAI vă pune la dispoziție un model funcțional al lui DALL-E, chiar la ei pe site, la fel cum au făcut și cu ChatGPT. Tot ce trebuie să faceți este să vă logați în DALL-E cu contul vostru de Google și să începeți să-l folosiți ca în exemplele folosite de mine de la finalul acestui video. Vreți să știți ceva și mai tare de atât? Există un site care se numește Tom, unde niște băieți tare deștepți au luat ambele API-uri, atât pentru DALL-E și pentru ChatGPT, și le-au combinat într-o soluție de automatizare. Deci nu mai este nevoie să bași tu inputul în ChatGPT, să scoți output-ul, să-l copiezi în DALL-E. Site-ul ăsta Tom face aceste lucruri pentru tine cap-coadă, sau end-to-end, cum se spune în engleză. Vă las un link jos în descriere ca să mergeți pe Tom și să începeți să vă creați propriile voastre povestiri animate. Acum, ce nu face niciunul dintre AI-urile astea pentru voi este să vă și editeze povestioara, dar pentru asta aveți ClipChamp. Și v-am făcut eu și un video despre cum să-l folosiți pe acest ClipChamp și îl găsiți la mine pe canal, pe canalul Micul Atelier de Testare, unde vă uitați și acum la acest video. Și ca să nu credeți că v-am mințit, o să vă pun link în descriere și către videoclipul complet editat și urcat pe YouTube de către mine, cu povestioara aceea mică făcută de ChatGPT și DALL-E.